Foarte tare sfatul ăsta înainte de a accesa un link. Gândiți-vă bine dacă acolo doriți să mergeți. Bloggingul este o meserie a secolului 21, chiar pot să spun chestia asta. Un job, o plăcere, un hobby la urma urmei, care cu timpul devine ceva mult mai important, mai ales într-o colaborare cu interpreți. În această clipă discutăm cu doi băieți extraordinari, bloggerii Victor Dicov și Ioni Strati. Bună dimineața, bine ați venit la noi la emisiune. Vă salut, băieți. Bine v-am găsit. Să ne spuneți, bloggerii de obicei se trezesc la ora atât de matinală sau voi lucrați până seara târziu, până noaptea târziu, până la 2, mai postați informații și vă treziți un pic mai târziu? Victor? Nu în special atât dimineața trebuie să ne trezim, deoarece lansările ca tare se fac seara. Da? Seara apar multe videoclipuri, noi multe piese și deja putem să stăm până târziu. De dimineață deja ne odihnim. Ioane, pe voi știu că vă leagă în primul rând o prietenie frumoasă. Exact. Și înainte de blogging, dacă nu mă înșel, tu ai fost cel care a deschis ușa bloggingului în Republica Moldova. Bloggingului în muzică. În muzică, în Monten, dacă să cuprinzăm chestia aia. Și Victor venea de fiecare dată cu tine la evenimente și a devenit o slăbiciune și pentru tine. Da, fiindcă muzica fiind pasiunea mea de mic, am redescoperit o pasiune nouă, blogging. Care este aportul vostru în colaborările cu interpreții? Mă rog, mai ales că ei mai au și site-uri oficiale sau totuși dacă mai scrie cineva partea din nou, este un plus pentru promovare. Ion? Aportul cel mai important este în primul rând promovarea, pentru că o facem absolut gratis și la orice oră, de fapt. Că mi s-a întrebat puțin mai înainte, da, da, la ce oră ne trezim sau ne culcăm sau mai știu eu. Mi s-a întâmplat când a apărut un videoclip Accent, My Passion. Da? Atunci l-au lansat la ora 3 noapte. Deci eu am stat treaz, special pentru ca să scriu pe blog în premieră. Și să faci premieră la tine pe blog. Da, nu, așa s-a primit. Că în Republica Moldova, practic, la tine era premiera, pe blogul tău. Da, așa s-a primit, exact. Am înțeles. Victor, tu, dacă să vorbim despre... Dar vreau să dați și denumirea link-urilor voastre, nu e problema. www.victordicov.blogspot.com. Și a mea este www.muzicabuna2deo.blogspot.com. Știu că tu inițial ai avut un alt link care ți-a fost spart la un moment dat. Dacă nu știu, să ai ceva probleme cu... S-a întâmplat și asta. Ai și hater. Sau nu știu cum deci uite că am chiar, spre uimirea mea am. Asta este foarte bine atunci când, nu știu, ești invidiat sau la urma urmei lumea cineva spune, uite mă, asta de nou a scris ceva despre artiști. Vreau să ne spuneți de obicei cât de des faceți update la materialul de pe blogurile voastre. Este zilnic sau depinde de lansare? De obicei, depinde majoritatea orelor, de ore de lansare, dar se primește că zilnic postăm ceva nou, fiindcă apar foarte multe videoclipuri, zilnic, foarte multe piese, artiștii noștri autohtoni lansează tot mai des și mai des și deja artiștii din România sunt foarte activi și internaționali. Ioane și Victor, cum s-a schimbat viața voastră, legătura cu artiștii imediat după ce ați pășit pe tărâmul ăsta de blogging? S-a schimbat radical, nu? Normal că s-a schimbat, îți dai seama acum dacă suntem în studio la voi la Bună Dimineața, mulțumim frumos pentru invitație, bineînțeles. Deci asta este tot datorită blogului pe care îl avem. Cât ceea ce ține despre în legătură cu artiști. Voi mereu sunteți la evenimente împreună, da. Asta am vrut să spunem, că nu luăm bani pentru că ca să promovăm artiștii, dar mergem la evenimente, deja asta e un fel de mulțumire din partea artiștilor. Și respectiv scrii ce e un exclusiv la voi. Da, exact. Scrim printre primii ce s-a întâmplat, ce au lansat și deja lumea află de la noi. Înțeles. Dacă ca lumea să mai afară de blogging, ce mai face? Sunteți studenți la ULIM, dacă nu mă înșel? Eu deja am fixat, sunt la masterat la jurnalism. Așa? Acum și plus la asta mai ocup cu alte activități, lucru în alte sfere, dar principala pasiune. Victor muzică. Este o persoană multilateral dezvoltată. Da, exact. Ioane, vreau să vorbim că tu ești veteran, hai să spunem în chestia asta. Primul interpret cu care ai colaborat la nivel de blogging? Autohton sau străin? Da, hai să luăm și autohton și străin. Luăm întâi, s-a întâmplat pe 22 septembrie, chiar. Cât detalii, da, știi, în 2010, da, deci în 2010 am venit la Chișinău, atunci mi-am făcut blogul și respectiv... Originar de la Soroca. Deci s-a întâmplat că ca să merg la primul concert în Piața Mare a Adunării Naționale și acolo am făcut cunoștință cu Mihai Teodor, a fost unul dintre primii autohtoni. Da? Dintre străini cu Smiley, bineînțeles. Mm-hmm. Tu, Victor? Primul contact cu artiștii, la nivel de blogger. Da, nu mai țin minte cu cine primul am discutat. Dar era de la noi sau de peste? Era de la noi. Pe urmă am început să spun așa, să prind la artiștii din România deja. Da, dacă vorbim despre artiștii din România, cu cine comunicați?
am impresia cu bună deci, parte. Deci eu comunic cu majoritatea. Deci cu toată lumea bună de acolo. Da, și Smiley, Anda Adam, Raluca, Andreea Balan, Cheo, Laurențiu Duță. Deci ăștia sunt baza muzicii românești bune, da. Da, cu da, care da, da. Să ne spuneți dacă este adevărat că de obicei artiștii din România sunt fițoși la nivel de comunicare. Sau este un mit? Nu. Este adevărat. Deci nu este adevărat. Nu, sunt foarte simpli, sunt și receptivi. Deci dacă le ceri o informație, ei te lasă, aștept, hai că poate cumva peste Nu. Cum văd mesajul, care îi lași sau dacă îi contactez prin telefon, atunci răspund cu mare plăcere. Pot să spun că da, chiar unii artiști de la noi sunt par mai fițoși ca artiștii de top din România. Și care au realizat motivul cu mult. Voi mai care deja, hai să îmi permit să spun, sunteți specialiști în domeniul ăsta. Deja vedeți care și cum respiră. De ce unii de la noi artiști poate au un pic de vedetism exagerat? Ia să, obiectiv, părerea voastră. Nu știu, poate ei cred că prin asta o să prindă mai bine la public. Și o greșeală, însă, nu? Da, publicul cât vede artistul mai simplu, cu atât îl agrează mai mult. Și deja vede că e un om simplu care comunică cu toată lumea, nu este doar cu capul pe sus și nu discută cu nimeni. Vloggingul nu vine în detrimentul activităților voastre, studii, mai știu. Nu, deci la mine este strict legat de munca mea pe care o am. Deci, nu știu dacă știi, însă sunt manager la două interprete de la noi. Poți să spui, cu cine colaborezi? Ex-Michel, Micaela Ujoc, care acum este Micaela, da? Și Vica Cupnaia, două interprete. Este deci, simplu să fii manager dublu? Păi, cum să spun, deci... Nu e chiar atât de simplu, îmi dau seama. Nu e chiar atât de simplu, însă... Da, e alergătură, însă... Dacă îți place ce faci, atunci știi, îți dedici timpul, știi cum să-l împarți exact și... Reușește deocamdată. Care este targetul vostru primordial? Vreți cumva să deveniți, nu știu, blogger de talie internațională? Voi și așa colaborați cu lume de peste cotare. Deja scopul pe Moldova, să spun așa, între artiști autohtoni a fost atins. Da. În România deja stăm bine. Deja... Cu ce blogger din Moldova mai comunicați? Și dacă mai există blogger de talia voastră, hai să spun așa, care într-adevăr au luat chestia asta în serios? Deci nu exact de talia noastră, adică pe mondian. Adică dar mai există oameni care au îmbrățișat meseria de blogger monden în Moldova? Eu cel puțin nu prea știu. Dacă sincer, nici eu habar n-am auzit. Cu toate că bloguri sunt foarte multe. Mondeni, da, mai puțin, deja se axează pe economie, politică. Cu bloggeri din România, sunt de peste cotare. Țineți legătura, subscribers, știu. Da, e și normal. Cu bloggeri din România chiar foarte bine am câțiva cu care comunic destul de des. Adică facem schimb de experiență. Mai cer eu sfaturi, mai dau eu sfaturi. Ce învățați voi de la bloggeri din România? Sau de fapt învățați de la voi? Învățăm că cele mai importante întrebări sunt ce, când, cum și unde. Deci trebuie să te complici. Nu trebuie, strictul. Da, trebuie să fim la curent, adică cu astea întrebări sunt cele mai importante. Și trebuie în permanență trebuie să fim primii. Băieți, vă felicit pentru ceea ce ați atins deja în Republica Moldova. Mulțumim frumos. O toamnă plină de evenimente. Da. Și mulțumim, vă mai așteptăm cu noutăți. Mulțumim frumos. Dragilor, au fost aproape de noi bloggerii Victor Dicov și Ioni Strate sau Ioni Strate și Victor Dicov. Rămânem în continuare cu Bună Dimineața cu Agenda Zilei. Astăzi este